Comisarul șef de poliție Ștefan Pone a fost ridicat de către procurorii DNA de la locuința părinților săi din Orșova. Singura declarație făcută de fostul șef al poliției județene a fost pentru RTS. Pone a precizat răspicat că nu are nicio vină. Ceea ce vreau să spun pentru toți colegii mei polițiști și pentru familie și pentru cei care mă cunosc, că sunt nevinovat, nu cunosc natura verificărilor, pe cine privește. Procurorii au fost însă de altă părere. Ștefan Ponea este suspectat de trafic de influență și cumpărare de influență. Pe numele său, procurorii au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore și trimis la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a dispus demiterea lui Ștefan Ponea. Ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale față de inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, comisar șef de poliție Ștefan Ponea, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a dispus punerea la dispoziție a ofițerului conform prevederilor legale privind statutul polițistului, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Interne. Până la finalizarea cercetărilor, Ștefan Constantin Ponea va ocupa o funcție de execuție în cadrul Poliției Transporturi Mehedinți. În locul lui Ponea a fost împuternicit la comanda IPJ Mehedinți, unul dintre adjuncții acestuia, comisarul șef Romul Soprița.